Doamna Lele, aici voi avea o întrebare. Spuneți, vă rog, domnișoara Vlada s-a exprimat că a avut mai mult o agitație decât o frică. Există până la urmă o diferență dintre frică și agitație? Da, cu siguranță. Este o întrebare foarte bună pentru că mulți confundă treaba asta și um, agitația este absolut normală și sănătoasă atunci când ne confruntăm cu ceva necunoscut, cu ceva nou. Și agitația este specifică oamenilor perfecționiști care le este frică nu cumva să greșească, nu cumva să aibă vreun eșec, nu cumva ceilalți să gândească, nu mai descurc, nu fac față, da? De deci, ce? Acesta este o formă absolut normală, da? Îngrijorarea asta nu cumva să fac fac ceva nu bine și ceea ce este absolut sănătos și normal. Dar frica este deja o reacție corporală. Un om poate să zică că eu am frică dacă... În primul rând, doar la gândul că se urcă la volan da? și conduce singur, tremură mâinile, respirația este mult mai acută, în același timp vin gânduri scenarizate foarte negative de genul, da, eu dacă o să mă urc la volan cu siguranță fac accident și de fiecare dată creierul lui îi transmite niște firme indiene în care se termină cu știi? Deci asta e frică.